Este timpul să ne tirăm din acest loc. Ieri nu am putut pleca pentru că ploua foarte tare. Ne-am spălat hainele și erau ude, nici azi nu s-au uscat din cauza umezelii. De două zile încercăm să uscăm niște haine și eu s-au uscat, dacă vă vine să credeți, deși sunt 30 de grade, dar e foarte, foarte năbușat. Cam așa arată uscătoria modernă. Avem hainele semi-ude. S-au și împuțit așa de un miros de umezeală. Trebuie să găsim alt loc, da? Să le uscăm și să le spălăm. Pornim spre Guinea franceză, French Guiana. Colonia franceză. Colonia franceză, o tranzităm pentru că este foarte, foarte scump. Cele mai ieftine cazări pornesc de la 50 de euro. Și n-are rost să stăm când Amazon avem și pe partea aia. Și pe partea asta am tot văzut Amazonul. N-are rost să dăm o grămadă de bani pe cazări. Și pe fructele exotice ale Amazonului. Plăți de euro, bineînțeles. Intrăm în Uniunea Europeană puțin să scoatem bani și ieșim. Ne gândim să facem tripul ăsta într-o zi. Să tranzităm French Guiana. Sunt doar 400 și ceva de kilometri până la graniță cu Suriname. Dar mai întâi mergem la Poliția Federală să ne pună ștampila de ieșire din Brazilia. Mergem pe jos în câțiva kilometri, după luăm o barcă care ne trece pe partea cu French Guiana și după încercăm să scăpăm de ploaie. Sperăm să nu ne prindă ploaia. Este ora 9 dimineața și oamenii din Brazilia obișnuiesc să ia prânzul la ora 10. Zilele trecute am căutat pește pe toate drumurile și nu am găsit decât prima zi printr-o minune, pentru că ei încep să facă grătarul de pește de la ora 8, cred că. Și deja la ora 11 nu mai e niciun pește, doar pui și porc. Ah, ce bine că nu este coadă. Zilele trecute era o mare coadă. O grămadă de oameni din Haiti și Siria, cred. Am citit că sunt foarte mulți sirieni în Guinea franceză. Gata, am pus ștampila de ieșire. Acum fugim de ploaie, ca de obicei. Sezonul ploios. Sezonul ploios. Să ne luăm niște fructe de dimineață, nu? La Bostan. Nu știu, rambutanii. Unde e ea? Niște legume care seamănă ca rambutani. São Jorge. Que preço? Oi? Que preço? Tá R$10,50 por pessoa. Quanto? Você diz R$50 por pessoa. Tinha seis da pessoa. Ah, 30. Não, não, você diz R$10 por pessoa. Ah, tá. 30. Să căutăm pe omul nostru, să vedem, da. Am găsit altul cu 30, toți vor 50 majoritatea. Ne-a arătat și prețul 10 euro de persoană, care înseamnă 55. Ah, a început să picure. Bum. Oh, yeah. Hey! Vamos mais de 50. Pode sentar mais no meio aí um pouco. Ah, tem. ne-am instalat. Nu mai trebuie să așteptăm la o oră fixă, pentru că pleacă din oră în oră. Hai, păcăi! Trecem în Guiana franceză. Adio, Brazil! Vestele de salvare țin 90 de kg, dacă ai mai mult de 90 de kg. Pe acest pod pot trece doar oamenii din Uniunea Europeană. Brazilienii nu-l pot folosi dacă nu trec în Guiana franceză. Doar să se ducă până la graniță, nu se poate cu mașina, doar cu barca. São Jorge. Așa. Obrigado. Hai. Bagă. Da? Să nu cazi în apă. Se. Se, se. Deixa-mi pasar. Gata. Bagă-te. Obrigada. Sunt în Uniunea Europeană. Înapoi nu e. Păi, bună. Da, diferența cu velele. Să vedem mapa. Suntem în São Jorge. São Jorge. Ia să vedem ce animale. Regina. Cacao. Rura. Rura. Cayenne. Mergem direct în Cayenne. Ah, ha, ai văzut? Da. A ieșit o șopârnă mică. Arhitectură colonială. Primăria Mary. Pentru libertate. Chiar că. Și o bulangerie în dreapta, patiseria. Patiseria în euro. Mergem să încercăm să facem autostopul spre Cayenne, pentru că în această zonă totul este foarte scump. De exemplu, ca să ajungi din São Jorge în Cayenne, de persoană costă 40 de euro pentru 200 de kilometri, 80 de euro. Mama mia! Și noi să vedem dacă se poate fantazia. Sau poate găsim un preț mai bun, că aici în port îți dai seama că te ruinează. Spitalul. Se observă puțin diferența. În față este aeroportul. Steagul Uniunii Europene. Foarte multe școli pe această străduță. Guinea franceză nu produce nimica decât copii. Prefectură. Prefectura, nu? Începe să se schimbe peisajul. Cayenne la Colin. Încercăm să mergem spre Cayenne, să facem autostopul până în Cayenne. Aiurea că plouă. Ne strică planul. Adio São Jorge de lui Apoc. Cayenne în direcția aia. Așa. Cayenne, 200 de kilometri, 180. Wow, puțin. Super puțin. Nu, 190. Măcar mergem puțin mai în față, dacă e să nu avem postul mai sub ăsta. Mersi de votre vizită, abientul, pe care mulțumim. Hai să nu se mă pare. Orice mașină e importantă. 190 de km. Putem să ne încercăm până în Regina și după până în Cayenne. În caz de plouă ne băgăm în benzinărie. Asta e locul bun de făcut autostop. După ce ies toți de la benzinărie alimentați, poate găsim două locuri la cineva în mașină. În dreapta. Ați plin? Plin. Facem la busul ăsta, poate ține niște, mergem în partea aia, nu? Regina. Stăm de ceva timp și trec foarte greu mașini. Doar frângi roșii. Frângi roșii care ne-au ciupit de ne-au rupt. E cam enervantă situația. Primul om care oprește ne adaugă într-un grup de WhatsApp și acolo putem să găsim cu 20 de euro până în Cayenne, adică la jumătate de preț, că normal costă 50 de euro. Ne-a zis, în port, acolo unde ne-a lăsat, sunt 50 de euro de persoană. Așa cu grupul. Dar pot să întreb dacă... Păi stai să vedem care e treaba. Dacă e lume. Dacă... Da. Ia zi. Merci beaucoup. Si. Ok. Merci. Si. A trecut o oră și nicio șansă. Omul ne-a scris numărul de telefon, ne-a adăugat în grupul ăla, dar cu siguranță n-a scris prefixul și i-am dat telefonul direct să scrie cu prefixul. Poate s-a gândit că suntem din zona asta și a trecut numărul fără prefix. Nu suntem în niciun grup. Încă o șansă, Andrei vorbește super bine franceză. Șansă nouă! Bonjour! Bonjour! Et voilà! Ne-am scos! Dacă vă vine să credeți, am găsit într-o oră o mașină să ne ducă aceste două doamne. Am meritat așteptarea. Chiar nu vine să cred că am găsit așa de repede, într-o oră. Plus că trec foarte puține mașini. Majoritatea mașinilor erau pline și ne făceau semnul. Și ne făceau semn că sunt pline. A început mare ploaie. De controlul pașapoartelor. Ne-au controlat și femeile aveau pește, zicea că le dă amendă de 1000-2000 de euro. N-ai voie să treci decât cu 1 kg de pește și au fost să-și cumpere peștele de la graniță. Ne-a sărit în ochi această ofertă. În mașină, ia să vedem ce prețuri sunt. Noua Zeelandă, kilo 13 euro. Noua Zeelandă? Da, din Noua Zeelandă. Ce la pui? Ce la? Pui, nu știu ce e asta. Pui la kil, a? Pui la kil. Ia să vedem ce mai am pe aici. Șuncă, cârnaciori, jumătate de kil, 5 euro. Aia nu e chiar așa scump. Cum credeam, da. Niște jambon, 100 de grame, 3,50 euro. E de fapt. Și mai berea de Sperados. Iaurturile 2 euro, 4 iaurturi. 2 euro, o sticlă de apă. Am asta e apa pe care o luam din Franța cu 3,50 30 de cenți. Că box. Preț pe litru 50 de cenți. E bine. Ce mai e pe aici? Cam atât. Conserva de pește. 73. Ah, nu e chiar așa scumpă. Nu speriasem degeaba. Kourou. Dans la ville, non? Unde să ne lăsăm? În centru, unde poate. Dans le centre? Sau unde poate. Saint-Acou? Oui. Si, oui. On va dans la frontière avec Suriname. Ah, mais ici c'est la frontière de... Ah, ouais, și aici mai e Brazilia. Locul cel mai important unde se lansează cele mai multe rachete. Am venit cu saci de grăunțe. Am aterizat. Am ajuns în Kourou. Ne-a spus, vă iau, dar am dat și voi ceva, i-am dat 20 de euro. Costul până aici costa 100 de euro. 100 de euro. Ne ruinau. Bonjour. Mai deodată. Am golit bancomatele, doar 300 de euro poți să scoți pe tranzacție. Bine ați venit în Uniunea Europeană. Am mers 220 de kilometri cu 20 de euro. Mai bine, dacă nu se putea. Da, 100 de euro ne ruina de la graniță până în Kourou. În Kourou este cel mai mare centru spațial. Centrul de unde pleacă super multe rachete. În spațiu. Centru ESA. Când vorbim cu un om, am găsit pe o aplicație. Sunt câteva aplicații. Cum se numește aplicația? Și vrea 50 de euro până la graniță. Și acum i-am zis dacă vrea 40. Parche îmi va por la Cayenne. Deja acolo. Nu? Să vedem aici. Palogic. Ce? Nepal de sosi. 40. Ok. Ok. Pentru cine vrea să scoată cu transportul mai ieftin în Guinea franceză, blada.com este un site unde poți găsi diferite anunțuri cu oameni care merg într-o parte în altă parte, un fel de BlaBlaCar, dar pe anunțuri. Și găsești anunțul, îți apare numărul de telefon, îl bagi repede în WhatsApp sau suni și vorbești cu omul.